Când am ascultat duminica aceasta, care tocmai a trecut, cel de-al treilea mesaj din seria Frăția în Hristos, în jurul lui Hristos, dacă am ascultat cu atenție esența îndemnului, a direcției spre care eram îndrumați, aceea de a umbla în solitudine cu Hristos, pentru a fi gata să trăim împreună cu frații în comunitate, să ne umplem de Hristos, întâlnindu-L în solitudine, poate că unii dintre voi ați considerat mesajul contrariant pentru astfel de vremuri. La urma urmei, suntem de o vreme în solitudine. Probabil că pentru unii mesajul de a căuta solitudinea a părut contraintuitiv, poate contraproductiv. Solitudine după 3 luni de izolare? Oare ce ar putea însemna asta? Și replica este bună și întrebarea este bună. Pentru că dacă ar fi solitudinea ușor de urmărit, toți am ști despre ea și toți am căuta-o și toți ne-am conectat cu Hristos. Însă, conform cu ceea ce ne spune și Richard Foster în Disciplinele Spirituale, cei care am încercat să practicăm această disciplină, această căutare a lui Hristos în intimitate cu El, în liniște, în izolare față de alții, am trăit ceea ce a trăit și Hristos în experiența Lui pe acest pământ, când după botez, dorind să se apropie de Tatăl, să trăiască în intimitate cu Tatăl, primul lucru cu care s-a întâlnit n-a fost frumusețea Tatălui, care tocmai l-a proclamat Fiului preiubit, ci a fost fața întunecată a diavolului. Richard Foster spune în Disciplinele Spirituale că atunci când vrem să postim, atunci când vrem să stăm în tăcere, gânduri negre și demoni sunt stârniți și mintea noastră este adesea ocupată și inundată de frământări, de temeri. Sunt 3 luni de când am stat în izolare. 3 luni pe care unii le-am trecut mai ușor, alții mai greu. Poate dintre cele mai grele lucruri pe care unii le-au experimentat nu a fost foamea, că n-am avut ce să mâncăm. Sper că n-am fost în situația asta. N-a fost neapărat boala fizică, cu toate că unii s-au întâlnit cu ea. Pentru majoritatea însă, ceea ce a fost dificil de depășit a fost gândurile negre, angoasele, mânia, tristețea, dezamăgirea. Dați-mi voie astăzi să citesc un pasaj din Evrei, capitolul 7, care ne dă o imagine care poate trezi în noi speranță. Că în timp ce îl căutăm pe Dumnezeu și în timp ce fie din nevoie sau din alegere căutăm fața lui Dumnezeu în solitudine, există ceva ce ne încurajează să continuăm să o facem și este vorba de Domnul Iisus Hristos și rolul Lui de mare preot în favoarea noastră. Voi citi o traducere actualizată a capitolului 7 din Cartea Evrei, de la versetul 23. Autorul spune așa: înainte au existat mulți preoți pentru că unii îi înlocuiau în slujbă pe alții atunci când aceștia mureau. Dar pentru că existența lui Iisus nu are sfârșit, El deține funcția de preot veșnic, funcție care nu poate fi transferată altora. Acest fapt explică de ce poate să ne salveze în mod perfect pe cei care vin la Dumnezeu prin intermediul Lui. Și acum o afirmație foarte importantă. El trăiește etern ca să intervină, ca să mișlocească neîntrerupt în favoarea noastră. Dacă apropiindu-te de Dumnezeu, dacă fii nevoit să stai în singurătate, în izolare, în solitudine, ai fost copleșit de gânduri care te îndepărtează de Dumnezeu și ți se pare că Dumnezeu este distant, permite-i Scripturii să-ți spună, să-mi spună că Iisus, în prezent, este un preot veșnic care mijlocește pentru fiecare dintre noi. Iisus are o preoție mai bună decât sistemul evreiesc anterior, pentru că în timp ce oamenii erau nevoiți să se fie înlocuiți din slujbă, pentru că mureau într-o bună zi, Iisus trăind veșnic, El are acest rol de mijlocitor înaintea Tatălui. Iisus nu este
bun cu noi și pentru noi doar pentru că ne-a iertat de păcate, ci în prezent El stă înaintea Tatălui și mijlocește pentru noi. Iisus mijlocește acum în favoarea ta. Iisus se roagă pentru tine. Acum. Astăzi, mâine, poimâine și în fiecare zi. Când medicul îți confirmă un diagnostic terminal, Iisus se roagă pentru tine. Când criza a venit, când criza vine și când viața se împotmolește, Iisus mijlocește la tronul Tatălui pentru tine. Când biserica în casă pe care vrei să o slujești pare să aibă un anumit timp mai greu și lucrurile să meargă dificil, când nu știi ce să mai faci, le-ai încercat pe toate, Iisus știe de asta. Iisus se roagă pentru tine. Când împotrivă liderul în care ți-ai pus speranța, când persoana la care te-ai uitat de jos în sus și în care te-ai încrezut te-a dezamăgit, când ți-e greu să mai crezi pe cineva, crede-L pe Iisus. Iisus mijlocește pentru tine. Când copilul îți face rușine, când rebeliunea lui nu mai poate fi ținută ascunsă, când lucrurile merg dificil, când nu mai știi ce să faci pentru a fi un părinte mai bun, Iisus se roagă pentru tine. Când salarul pe care îl contai lună de lună nu mai vine, pentru că ai rămas șomer, Iisus știe de asta. Iisus se gândește la tine, îi pasă de tine, se roagă pentru tine. Când căsnicia ți-e pe marginea prăpastiei și când, fie că s-a aflat sau nu despre asta, știi că ești într-un mare impas, nu ești singur, Iisus se roagă pentru tine. Pentru că Iisus trăiește veșnic și pentru că El este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, atunci e bine să știm că indiferent cât va fi de gros întunericul, Iisus este acolo, lângă tronul Tatălui și ne spune: mă rog pentru tine, nu-ți pierde nădejdea, continuă. Nu va fi zi pe acest pământ, nu va fi zi sub soare în care Iisus să nu facă asta. De aceea autorul cărții către evrei continuă pasajul din care am citit și spune: acesta este modelul de mare preot de care avem nevoie. Sfânt, fără păcat, curat, neafectat de păcătoși și înălțat deasupra cerului. Iisus nu are nevoie să procedeze ca ceilalți mari preoți care sacrifică în fiecare zi animale, întâi pentru păcatele lor și apoi pentru ale poporului, ci când Iisus s-a sacrificat pe sine, El a oferit un singur sacrificiu pentru totdeauna. Dacă legea mozaică desemnează ca mari preoți pe niște oameni care au și ei imperfecțiuni, acum, conform noului legământ care a fost făcut după ce epoca acestui vechi legământ a trecut, Iisus a fost desemnat ca preot perfect pentru eternitate. Astăzi, Iisus se gândește la tine. Iisus mijlocește pentru tine. Iisus este pentru tine. Bucură-te de El și mulțumește.